Numărul cazurilor de gripe sezonieră, infecție respiratorie acute ale căilor respiratorii superioare și infecție respiratorie acută severă este în descreștere. Datele au fost prezentate de Ministerul Sănătății, care a precizat că o diminuare a numărului de infectări se atestă în special în capitală. Astfel, în a cincea săptămână a anului curent, 30 ianuarie, 5 februarie, au fost înregistrate 10.074 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, cu 8,8% mai puține în comparație cu săptămâna precedentă, 65 de gripă sezonieră față de 103 cazuri, câte au fost săptămâna anterioară, și 358 de infecții respiratorii acute severe. De asemenea, numărul de spitalizări a scăzut cu aproximativ 14% față de săptămâna precedentă, respectiv, în instituțiile medico-sanitare au fost spitalizate cu gripă 37 de persoane și 246 cu infecții acute ale căilor respiratorii superioare, a precizat Ministerul Sănătății. Pentru această perioadă nu au fost raportate decese cauzate de gripă sau alte infecții respiratorii acute. Pentru a menține tendința de scădere a numărului de infectări, specialiștii menționează că este important să fie purtate măști de protecție, în special în mijloacele de transport, în comun și în alte locuri aglomerate. De asemenea, este important să fie păstrată o distanță de cel puțin un metru față de persoanele care tușesc sau strănută.